Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră așteptați această emisiune pentru că ne-ați scris în acest sens. Și iată, invitatul pe care l-ați solicitat, Romeo Popescu, a venit în platoul nostru și ne va spune cum va fi anul 2019 din punct de vedere numerologic. Bună ziua, Romeo, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Dana, și bine ai regăsit și pe telespectatori. Te așteptăm și eu, te așteptau și telespectatorii da, pentru că ne-au scris și... să vedem cum va fi acest an. Le mulțumesc pentru toate urările și pentru toate mesajele pe care mi le-au trimis. Uh, și da, o să vedem exact cum va fi anul ăsta într-o paradigmă generalisimă, așa ca să spun. Și că o să fie bine sau că o să fie rău, asta le spun încă de la începutul emisiunii că fiecare își face viața așa cum vrea să și-o facă și are puterea și forța să acționeze conștient asupra vieții sale, astfel încât toate lucrurile să fie minunate. Și, bineînțeles, dacă învață din trecut, pentru că o să vorbim în emisiunea asta, cum ne pot afecta anii din trecutul nostru, în ceea ce privește evoluția evenimentelor din 2019. Din punct de vedere numerologic, este un an din de vibrație de 3, da? da? Și hai să vedem cum ne influențează. Oricum ca și în astrologie, astrele predispun, omul dispune, da, dispune da. nu? Așa este și în numerologie. Aici la emisiune de fiecare dată când am venit, am vorbit în la modul general. Uh, bineînțeles că acest an te influențează pe tine omule în funcție de vârsta pe care o ai, în funcție de ciclul evolutiv în care ești de 7 sau de 9 ani, în particularitățile tale vis-a-vis -vis de lecțiile de viață și așa mai departe, vibrația interioară, decada în care te-ai Sunt multe elemente, dar noi sunt multe să niște linii generale. Sunt multe elemente, da, da. Dar așa, la modul general, putem vorbi despre acest an 2019, un an minunat, într-o socoteală simplă, 2 plus 0 plus 1 plus 9 egal cu 12 este egal cu 3, da, deci este un an de vibrație universală 3. E bine că este așa, la un mod general, dar trebuie să ne uităm în mai multe particularități în acest an 2019, și anume particularitatea lui 19, pentru că, bineînțeles, se închid 19 ani de când am început în, să fim în mileniu 2000. A doua particularitate este particularitatea lui 12, adică suma acestor cifre 2019, și, în ultimă instanță, 3-ul. Deci 19, uh, 12, 3. Și 3, da. Sunt mai multe aspecte vis-a-vis -vis de aceste particularități. da, suntem în anii 2000, da, așa în anii 2000 o să fim până în 2999 inclusiv noi nu o să mai apucăm până atunci, cel puțin în viața asta, poate că o să fim altceva în atunci, dar ne vom axa pe particularitatea lui 19 în primul rând și pe anii trecuți care pot influența sub anumite, sub anumite vibrații acest an 2019. Cu ce să încep? Cu un lucru care se întâmplă prima oară anul ăsta, și prima oară, și prima oară, și prima oară se va întâmpla să vedem o anumită. Uh, 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 anumite idei sau anumite lucruri care vor genera două tabere. Tabăra celor născuți în anii 1900 și tabăra celor născuți în anii 2000. Uh, în 2000 s-au născut niște oameni, și în 2001 s-au născut alți oameni. Acești oameni, anul trecut, cei care s-au născut în 2000, au împlinit 18 ani cei care s-au născut în 2001 anul acesta vor împrimi 18 ani. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ei vor avea un cuvânt de spus în calitate de oameni responsabili, se spune, sau așa ar fi bine, da? După vârsta de 18 ani să fii responsabil și legea așa spune că ești responsabil pentru faptele tale în ceea ce privește ceea ce spui, ceea ce faci și așa mai departe. E noi ăștia născuți în 1900 avem un fel de unghi de vedere și anume că există un lider transformaționalist, după care toți ne luăm și, cum a zis ăla care e lider, toată lumea acolo, da? Cel mai tare din parcare, cel mai tare la olimpiadă, cel mai tare la matematică, cel mai tare la limba română, cel mai tare, cel mai tare, cel mai tare. Asta este ideea noastră. Toți vroiam să luăm premiul întâi, toți vroiam să luăm nota 10 și așa mai departe. Am fost educați în stilul ăsta. Uh, și am mai spus în alte emisiuni la tine că cea mai mare dificultate este pentru noi din generația 1900, când care suntem părinți, să educăm copiii născuți după, pentru că ei sunt alt aluat. Adică nu asta vezi așa un, un conflict exact. între generații? Va fi un, înce nu va fi un conflict, va fi începutul unui conflict între generații. Generația noastră a celor născuți în 1900 și generația celor care vor fi, vor avea 18 ani anul acesta și care au împlinit 18 ani anul trecut pentru că ei sunt altă generație, paradigma 2000, paradigma oamenilor care nu, care nu sunt interesați de un lider, sunt interesați de grupuri, sunt interesați de echipe. Ei n-au nevoie să spună eu am făcut cu tare lucru, ei au nevoie să spună noi am făcut cu tare lucru. Ei sunt cei care pun bazele unui astfel de mentalități care va dura până în anul 2999 inclusiv. da Bineînțeles, pioneristică, așa că noi nu știm acum ce au făcut aia din anul 1001 sau 1002 sau 1003, da? dar cel puțin această mentalitate de lider că la care e cel mai tare, ușor, ușor o să înceapă să își piardă din, din, calități. Deci o să vedem așa, părinți care au copii de 18-19 ani, că nu se mai înțeleg cu ei, că au altă viziune. Sau o să vedem copii care, sau tineri, nu, nu copii, da? Tineri care au 18-19 ani, că zic, bă, poate voi aveți treabă și noi vă reținem, am plecat. Și vezi că pleacă. Sau vezi că nu mai au nicio treabă. Sau vezi, da? Deci acest conflict între cele două generații, o să înceapă de anul acesta. Și cum gestionăm acest conflict? Nu ai cum să gestionezi, trebuie doar să zici te iubesc, mamă, pe calea ta, atât, că n-ai ce să gestionezi. Acceptarea și detașarea. Da, acceptarea și detașarea. Îl pupi, îl iubești și aia n-ai ce să-i mai faci, da? De ce? Pentru că el va trebui să se să, să exprime. Noi, în generația 1900, deja ușor, ușor începem să fim învechiți în opinii vis-a-vis -vis de modul de viață. Să nu uităm alt lucru, că după acest an minunat, 2019, va începe o decadă 2020, da? până la 2029. E o decadă care este într-o paradigma al lui 2, majoritar 2. Și atunci, cei care s-au născut după 2000 se vor simți ca peștele în apă în următoarea decadă. Noi nu prea o să ne simțim chiar atât de bine și de-aia spun, adică ei sunt niște oameni minunați care vor începe să pună bazele unei noi structuri, unei noi viziuni. Și o să vedem acest lucru până în 2029. Da? O să mai vorbim și în 2029, o să vedem exact lucrurile. Cu siguranță. Da. așa, Mai mult decât atât ce este foarte interesant? Că acești oameni, acești tineri, da, pot influența. Pentru că ei sunt născuți în paradigma lui 2000 și paradigma lui 2000 e ăla care influențează. E o comunicare, o relaționare, un feedback, o ceva care ține de relații. Și atunci ei pot influența. Pe cine pot influența ei? Ei pot influența pe tinerii, pe copii care, începând cu anul trecut sau începând cu anul acesta, vor intra în al doilea ciclu evolutiv de 9 ani. Adică de la 9 ani în sus. Ei pot influența pentru că ei tineri între ei sau oamenii aceștia între ei au viziuni aproape comune. Și se întâlnesc ori la școală, ori la liceu, ori în fața blocului, ori undeva, în diferite comuniuni, în diferite evenimente sau tot felul de sporturi sau tot felul de activități pe care ei le fac. Și atunci vor avea mai multă influență acești tineri de la 18 în 19 ani, asupra uh, adolescenților care au 14, 15 și așa mai departe, începând de la 9 în sus. Deci, oarecum, această influență o să înceapă să fie văzută ușor, ușor, în următorii ani, până în 2029. Ușor, ușor o să observăm acest lucru că cei care sunt născuți după anii 2000 se vor lua după oamenii născuți în aceeași paradigmă ca ei mai puțin luându-se după noi ăștia născuți în 1900, oricum ai viața, ce Și să Și noi facem? ce facem ăștia care nu suntem mai Ce în să facem? Paradigma. Ne trăim viața frumos ne apucăm de hobby de pasiuni de asta că ce să faci? Că îi lăsăm pe mâna lor la un moment dat. Mai murim mai... depinde fiecare ce face acum, ce să-i zic acum Important e să iubim, important e să avem o relație cu ei, o relație minunată de comunicare, de iubire, de uh, feedback, de apartenență, de valorizare și așa mai departe, ca să ne mai dea telefon când uh, o să fim noi mai hodorori așa, că altfel nu o să ne dea nici telefon. Dar atât. În rest ce să facem? Da, facem să ne înțelegem bine noi ăștia cu 1900 între noi, adică, da? Ne mai dăm un telefon. Ne mai dăm cât un telefon, ne mai întâlnim să mai jucăm un, 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 niște cărți, un remi, un șah, o ce ne duce și pe noi mintea, fiecare, table, fiecare ce poate. Da? Oricum trebuie să ne asumăm că lucrurile se vor schimba. Suntem oameni, da, născuți în 1970, în 1960, în 1980, ăștia suntem cam de un let, pentru că ăia care sunt în 1990 în sus, da, deja sunt transformaționali și se adaptează mai repede. Ei se pot adapta și la cei ca noi, da? Și, și la cei, cei de tranziție. Domeni. sunt cei de tranziție. Ei sunt adaptabili. Te-ai născut în 1990 până în 1999, acești oameni sunt adaptabili. se adaptează foarte bine. Deci ei când vor vedea cum stau lucrurile în viitor, se vor adapta în, în această paradigma al doi. Și se vor alia, ca să spun așa, cu oamenii care vor fi născuți după anii 2000. Și noi ăștia de la 80, 70, 60 și, și cât mai sunt cine mai trăiește și de la 50, mm -hmm. așa, suntem <laughs> prieteni și ne pupăm între noi, Ai fiecare face ce poate. Asta da, că ne aliniem și noi noi paradigme. Da, noi trebuie să noi trebuie să înțelegem, noi trebuie să înțelegem că am avut șansa asta magică să fim maturi, oameni maturi, când cele două milenii s-au intersectat. Și am trăit și una, trăim și alta. Suntem oameni care avem șansa să vedem, să învățăm. Deci să... am avut un privilegiu. Am fapt. avut un privilegiu, da. Dar trebuie să ne gândim că noi suntem trecutul și ei sunt viitor. Și acum, anul acesta, 2019, o să vedem începutul, o să vedem zorii acestei uh, mentalități ale anului 2000, care începe să ușor, ușor să-și facă apariția, să-și facă prezența. Alt lucru care este foarte interesant, în afară de această relație. Faptul că suntem într-o particularitate care se numește 19. Această particularitate care se numește 19 vorbește despre închiderea unui deceniu, pe de-o parte, 2010-2019, pe de altă parte, vorbește despre transformarea acțiunilor noastre de la începutul anilor 2000 și până acum. Indiferent când suntem născuți. Dar mai ales această paradigmă 1-9-19, o să ne vorbească nouă celor născuți în 1900. Nu o să le vorbească celor născuți după anii 2000. O să ne vorbească nouă. Da? Ăștia născuți în 1900. Dragilor, ce mai faceți? Da? Ați avut 19 ani să înțelegeți mecanismele funcționării sau modul în care lumea va începe să se schimbe. De altfel, noi și vedem pe la televizor, peste tot, că sunt grupuri. Nu zice, Gigel a făcut și e conducătorul grupului nu știu care. Nu. Grupul care se numește X, grupul care se numește Y, cei care fac nu știu ce, cei care fac nu știu cum. Deci, vedeți, grupuri. Și atunci nu zice liderul grupului cu tare, nu zice de grup atât, nu de lider. Da? E noi trebuie să ne să vedem treaba asta. Și atunci trebuie să ne uităm în spate. Ok, au trecut 19 ani din paradigma acțiunii, ca să spun așa. 2000, 2009 da? adică au fost cel 0 în înaintea cifrei, da? 0, 1, 0, 2, 0, așa mai departe, care a zis, ok, hai, începe să vă adaptați, începe să vedeți cum stau lucrurile. A venit și criza aia 2008-2009-2010. Iarăși, nu întâmplător, o criză care te duce într-o paradigmă să vezi unul, da? De, te ducea în 2010, mai să vezi care-i treaba. Că unul înseamnă a vedea acțiunea, laserul cu care tu te uiți acolo. Și au mai trecut încă 9 ani și te întreabă Universul, ok, ce ai văzut? Tu poți să vezi avioane, poți să vezi ceva minunat, poți să nu vezi nimic? Adică ce ai? Nimic ce să văd eu. Ok, nicio problemă că n-ai văzut nimic, că nu e nicio problemă asta, Doamne ferește, nu putem să fim toți să vedem. Adică, da? Și vine și întrebarea întreabă această paradigmă, această închidere, această transformare. De fapt, 19 numerologic s-ar interpreta acțiune transformaționalistă. Se vorbește foarte mult în ultima vreme, economiștii, vorbesc prin presă, de o criză financiară și în 2019. Ce părere ai? Este o criză financiară în 2019, dar nu va fi o criză financiară pentru că avem probleme cu banii sau pentru că nu mai avem bani sau pentru că nu mai sunt bani. Criza financiară va veni din atitudinea noastră vis-a-vis -vis de bani. Pentru că așa cum a fost și acum 10 ani de zile, așa va fi și acum. Bineînțeles că cei care au învățat de acum 10 ani de zile nu o să aibă mari probleme acum, dar cei care au trecut prin criza aia și nu au învățat absolut nimic, e foarte probabil să fie acum. Dar nu este o criză pentru că nu sunt bani, nu este o criză pentru... Nu. Este o criză ca să ne aducă pe noi la un nivel transformaționalist. Da? Crizele financiare, de criza financiară de anul ăsta, nu o să fie, adică o să fie simțită, dar nu o să fie atât de tare simțită, o să fie simțită mai mult la an. Dar o să înceapă să se vadă astfel de lucruri, dar nu cred că o să fie o daie de pierzi de în filme, de. Bineînțeles că o să pierdă mulți care nu au învățat absolut nimic și care nu se realiază la o paradigmă de doi, de colaborare, de asociere, cei care vor crede că sunt guri cu Pământului. Ei, ăia care vor crede că sunt guri cu pământul, ăia Și că pot face totul singuri. Da. Deci ăia vor, vor pierde foarte mult pentru că nu neapărat banii vor face să pierdă, ci atitudinea lor vis a -vis de, de bani, de business, de prosperitate, de toate astea. Să nu uităm că anul universal este 3 care aduce o paradigmă a schimbării, care aduce o paradigma a stabilității, treiul nu mai vine să facă altceva decât să sintetizeze. Și ce sintetizează? El sintetizează două paradigme. Prima paradigmă, 2000-2009 inclusiv, 2010-2018 inclusiv. Da? Și atunci, această, cum am spus și anul trecut, sunt două cicluri evolutive de 9 ani. Și treiul ăsta vine și sintetizează. Zice, ok, ce ați făcut în primul ciclu și al doilea ciclu? 1 plus 2 egal 3. Nimic. Ok, nicio problemă că n-ai făcut nimic. Stai degeaba. Că tot stabilitatea e și asta. Când stai degeaba, e stabilitate. Nici nu ți-am niciun risc. Da, uric. poți să zici să urli. Cafea. Și vine cafeaua. Nu-i problemă. Dar sunt unii care fac așa ceva. De ce? Pentru că ei merită. Asta cu meritatul, poate o să mai discutăm ce e să meriți, să nu meriți, că sunt uh -huh. unghiuri diferite. A, și atunci el vine să sintetizeze. Vine să sintetizeze cele două decade, cele două cicluri evolutive de 9 ani, așa, vine să sintezeze ultima decadă și vine să sintezeze a, modul în care noi am înțeles și am priceput lucrurile vis-a-vis -vis de tot ce am trăit de acum 19 ani, de acum 18 ani, că încă nu a trecut anul ăsta, până azi. Deci această să criză financiară va veni în funcție de atitudinea noastră de, a, a, pentru bani sau vis-a-vis -vis de bani. Da. Din punct de vedere relațional, pentru că ai zis în 2018 să nu începem relații noi, să nu... nu e bine, de... că cine a început e bine, cine s-a da. căsătorit e bine, nu, să, să nu-și facă probleme, pe relații că... Noi, să nu ne căsătorim și așa uh -huh. mai departe. Dar s-au căsătorit de... acum, dat faliment de la anunț Da, la da, da, anul ăsta ne de dezlegare. Anul ăsta, da, anul ăsta este un an, cum să spun, chiar foarte bun pentru chestia asta, pentru căsătorie, chiar recomandabil acum, dacă vreți să vă însurați, însurați-vă repede anul ăsta, că e bine. A, așa. <gâng> și pentru o nouă relație, nu neapărat căsătorie. Există nu? Trei, așa. trei Trei, că dacă e așa, există bine, toate sunt trei și așa. Uh, există trei direcții. Prima direcție. Prima direcție și care zic eu că este cea mai minunată și cea mai frumoasă, dacă pot să spun așa, este că cei care se vor căsători anul acesta uh, și sunt într-o energie masculină și într-o energie feminină, și ideal el într-o energie masculină și ea într-o energie feminină, așa, și se vor căsători anul acesta, această relație a lor, această căsătorie îi va duce pe într-o treaptă evolutivă fantastică și șansele ca relația lor de căsătorie să fie una minunată, fericită, frumoasă și așa mai departe, la lung, sunt foarte mari. Asta e condiția necesară suficientă, să fie îndeplinit principiul masculin și principiul feminin. Deci vorbesc aici de principii, nu vorbesc de ființe, de oameni. Da? Deci dacă se întrunește într-un cuplu principiul masculin și principiul feminin și acești doi oameni se căsătoresc anul acesta, șansele ca ei să aibă o relație fericită a la lung sunt foarte mari spun despre principiu. De ce spun despre principiu? Pentru că îl avem pe 12, că am spus la începutul emisiunii noastre, că îl avem pe 12. Da? 12 însemnăm 1 și 2, da? Adică principiul masculin 1 și principiul feminin 2, care dacă se unesc dau trei stabilitate. Bun. Când vorbesc de principiu, mă refer la modul în care tu te comporți, modul în care tu uh, uh, viețuiești, modul în care tu acționezi în lumea asta, da? Și Poți să arăți ca o femeie și să corespunzi principiului masculin, și poți să arăți ca un bărbat și să corespunzi principiului feminin. În logica asta e valabilă și aici. Numai că ea va fi bărbata mereu și el va fi doamna mereu. Chiar dacă cei doi oameni sunt în relație, așa va fi. Poate lui îi place să fie așa, dar nu e nicio problemă. Poate doamnei îi place să fie bărbata. Ok, nicio problemă. Dar ei vor avea șanse să meargă înainte, că sunt așa. Idealul, și eu îl recomand idealul și să aducem în așa, idealul este ca el să fie principiul masculin, da? Și ea să fie principiul feminin și atunci relația asta va fi una magică. Minunată. Foarte frumos. A doua direcție? A doua direcție. A doua direcție. Sunt oameni care sunt singuri. Sunt oameni care pur și simplu nu au pe cineva lângă ei sau au anul trecut i binecuvântat Dumnezeu și s-au despărțit. <laughs> Da, că e o fericire când te desparți, adică și nu mai ai iubirea. Mulți vor să fie nu... de acord cu tine, cei păi care da, au să vadă, și sufără. Să, să stea stâns, să judece drept. Că poate relația aia, dacă o iau la lung, am spus anul trecut, dacă te desparți anul ăsta, adică 2018, du-te în urmă cu 10 ani, du-te în urmă cu 9 ani ca să vezi, pentru că nu m-am despărțit degeaba, așa că sunt eu minunată sau minunatul și m-am despărțit degeaba, așa că așa a zis Dumnezeu. Și eu am conformat. Nu! Acțiunile mele au dus acolo dacă suferă, e bine că suferă, că să pot uita la ei din alt unghi. Nu e nicio problemă asta. Deci pentru persoanele care sunt singure, da, și s-au despărțit anul trecut sau nu au pe cineva în viață, da, de o, o perioadă de timp, au șansa anul acesta, în 2019, să-și găsească partenerul sau partenera, da? Dar nu orice fel, adică să vină ei așa să mai dânfloare în floare. Nu. Un partener sau o parteneră în cazul așa, stabil. Un om care să, alături de care să ai o relație minunată. Totul e frumos și magic și minunat, cu o condiție. Să respecti noțiunea de principiu. Tu dacă ești bărbat și nu ești cu cineva și aș dori să ai lângă tine o, 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 femeie și corespunzi principiului masculin, deci nu numai că te uiți în oglindă și te arăți ca un bărbat, că aia nu înseamnă corespunzi, aia înseamnă că arăți. Una e arătat și alta i-a corespunde. Da? Și după aceea, după ce arăți așa ca un bărbat, că te uiți la tine așa, și și corespund principiului masculin, activ, ma, uh, expansionist, am mai vorbit noi în alte emisiuni ce înseamnă asta și ce înseamnă aia la altă, ai foarte mari șanse să găsești pe cineva, dar ceea ce este minunat este că dacă tu corespunzi acestui principiu, vei găsi o femeie care corespunde principiului feminin. Asta e minunat. Nu o să mai întâlnești una care este conform principiului tu ești mascul și ea e tot mascul și să ne batem și să ne certăm toată ziua. Nu dacă tu ești corespuns principiului feminin și ești bărbat, da? poți găsi un principiu masculin. Adică tu care corespunzi principiului uhum. feminin, adică ești mai moale, mai... Îți ai... O bărbată, ți ești. o, bărbată. Da? Care o să-ți conducă viața foarte bine. Cel puțin pentru 9 ani de zile tu vei merge pe direcția doamnei. Uh, pe și pășină, de... că două, sunt două chestii. Da? Doi. Femeia corespunde cifrei 2, deci în esența cifrei 2 e așa, deci două cine, așa merge. Deci vei fi pentru cei singuri. Vei fi pentru cei singuri că își pot găsi o persoană care să fie în relație conform principiului lor, masculin sau feminin. Uh -huh. Da? Uh, și de-aia spun că este minunat dacă corespunzi acestui principiu pentru că vei găsi o persoană care să te completeze, uh -huh. nu neapărat cu care să fii compatibil, ci cu care să fii complementar, că asta e magie, să fii complementar cu cineva. Că dacă ești la fel, te cam plictisești de tine câteodată, așa. Și îți vine să pleci. A treia direcție. Este o direcție, din punctul meu de vedere, foarte interesantă. De ce? Pentru că treiul nu mai merge uh, cu dus-întors. Adică anul trecut a mai mers cu dus-întors, dar treiul acum, anul ăsta, nu mai merge cu dus-întors. Merge cu direcția foarte clară. Treiul este o analiză și o direcție foarte clară. În cazul în care, să zicem că ești într-o relație care este disfuncțională, ești într-o relație care mănâncă compromisuri, tu mănâncă el compromisuri, deja aveți la oale cu compromisul, dar nu mai aveți loc în casă cu ele. Ceea ce e minunat este că treiul nu mai suportă chestia asta. Arunci se va, colonic. activa, se va activa triunghiul cu vârful în jos da? și va rupe pur și simplu cam dur această relație. Să știi că am auzit de la începutul acestui an foarte multe cazuri de rupturi, de despărțiri, de divorțuri și așa mai departe. Da, adică a fost toate fi... relațiile sunt da. testate cumva. Nu, anul ăsta gar, clar, pentru că 12 la ca și particularitate vine și testează relația bazată pe principii. Dacă sunt în relația aia două femei, să duce relația. Dacă îți doi bărbați, să duce relația. Vorbesc doi bărbați ca energie și ca principiu, două femei mm -hmm. ca energie și ca principiu, nu ca fizică. Deci, dacă dat. sunt compromisuri acolo, da. dacă sunt discuții, sunt compromisuri. Noi suntem. Da. Deci, efectiv, se rupe, da? Se și ai rupe. Spus tu că se rupe dur. De ce? Se rupe dur pentru că trei este o cifră mentală, este o cifră analitică. Și atunci nu mai funcționează Sufletul, funcționează Mintea. Și în momentul în care eu o hotărâre pe minte, cu Mintea, n-ai Suflet acolo foarte clar. Și analizezi foarte tranșant. Dramatic, la rece. Cum se la rece. Spune. Și atunci zic, băi, draga mea, nu mai ne potrivim și sănătate. Și a plecat. Și e dur, așa că, vezi o daie, o să vedem despărțit de genul ăsta, că astăzi îi vedem la cofetărie mănâncă un ecler, și a doua zi s-au despărțit. Deci vor fi cum? acțiuni din astea imprevizibile? Da, imprevizibile, deodată și o așa spac. Da? Și o să zic, cum era ieri cu soțul tău, mâncați ecler la cofetărie, acum ce faceți? Ne-am despărțit. Când? Aseară, după ce a mâncat ecler. Dar o la și a două gen, și a plecat. Deci, așa vin aceste. Da, da pur și simplu după. Acțiuni. Da, pentru că 3 este o cifră analitică, este o cifră mentală și este o cifră de aer. Și aerul întreține focul. Și atunci, orice idee de genul ăsta, orice disesiune într-un cuplu, că mi-a sărit mie vocea sau ție sau ne-am tensionat, focul, aerul vine și întreține focul. Ăla. Și, dintr o chestie minoră, izbucnește totul. Da? Deci, asta spun numai în relațiile disfuncționale în relațiile unde sunt două principii masculine sau două principii feminine, în relațiile unde cei doi mănâncă compromisuri de ani de zile și unde nu mai merge. Gata, adică le-a ajuns până aici. Da? Și efectiv rupturile vor fi bruște. Altă idee foarte interesantă vis-a-vis -vis de zona relațională, de zona afectiv-emoțională este că se vor înfiripa relații foarte compatibile și complementare. Adică, eu dacă, să zicem că am avere, am casă, am masă, am mașină cu soția mea, da? nu vreau să mă despart de ea, că pierdem acolo tot ce am agonisit noi. Așa. Dar nu mă mai potrivesc cu ea. Se poate întâmpla ca relația să ajungă într-un plan așa de obișnuință, de pur și simplu de comunicare, frățească sau uh -huh. colaborare, că așa a fost, uh -huh. colaborare a fost, dar nu uh -huh. și -o seama. Așa. Și eu să-mi găsesc o persoană care pur și simplu este compatibilă și complementară cu mine în, în, de sex feminin. Și să fiu un triunghi, un triunghi minunat, eu cu nevastă mea și cu iubita mea. Anul ăsta sunt șanse ca foarte mulți, bine, sunt anumite cifre de destin care sunt predispuse la chestia asta, Anul ăsta sunt foarte mari șanse să avem triunghiuri. Adică vorbim de triunghiuri un adulter. Bine, că n ar fi fost și până acum. Nu, ce, nu ce, până acum adulteri. anul ăsta dăm drumul la adulter. <coughs> nu, e peste tot e. Da? Așa. <coughs> Vom vedea astfel de situații. Păi și ce se întâmplă în acest triunghi? Funcționează? da. Pentru e trei. toată Lumea, pentru Funcționează. E? e trei uh -huh. pentru toată lumea. Că e și alt triunghi. Și doamna respectivă care intră păi, pot fi și patru. în relația asta. Nu, sunt numai triunghiuri. Pentru că doamna <coughs> asta e posibil să aibă un sos care are și el, cum să spun, o amantă, și sunt triunghiuri, așa, nu numai triunghiuri, nu triunghiuri. Păi, și nu soțul nu poate avea o amantă și. Doamna, ba da, da, un amant și o să fie patru? Ba da, poate să fie și patru, mm -hmm. dar uh, nu neapărat o să fie foarte, uh, cum să spun, văzută treaba asta de, de X-uri, adică în patru, adică de cupluri care între ei că, să știe și asta. A, nu, 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 mă referam la. O să fie o persoană pe... necunoscută, adică nu. tu afli când ești în relație cu ea că, na, e căsătorită. Nu știi despre. Adică sunt persoane străine, străine, persoane care vin sau care le știi de foarte mult timp sau care revin. Că pot fi și relații care revin. Deci relații care s-au terminat, să zicem, acum 10 ani, acum 18 ani. Da? Eu eram îndrăgostit de o fată acum 18 ani și ne-am despărțit pentru că abar nu aveam cum ne cheamă cu buletinul în față. Ea s-a măritat, s-a făcut treaba, eu m-am surat, s-a făcut treaba și uite cum anul ăsta ne reîntâlnim la coadă, la abonament, nu știu, undeva. Aș, Cine ești? Vai, cu tăreasca, vai, cu Și Cine pupăm și ne înfilipăm. Chipurile să rezolvăm relația care s-a terminat așa că nu știam noi unul de altul. Deși relații din spate pot care s-au terminat pur și simplu nu știm cum, aiurea, dar în relația respectivă au existat ceva sentimente, pot reveni Acum, poate să Pentru revine... a finaliza ceva? Da, se va finaliza, adică se va lăsa cu un cico, cu un ecler, cu ceva acolo. De deci se va lăsa, nu așa ne întâlnim la coadă la abonament și gata. Nu, se va lăsa. În sensul ceva. de a rezolva ce a rămas atunci, neresolvat. Se va rezolva sigur. Uh -huh. Da, deci se va rezolva sigur, pentru că, dar numai în cazul în care, pur și simplu, pe tine om te prinde pe un fond relațional disfuncțional, pe tine om te prinde pe un fond relațional de pierderea identității, Că sunt multe relații în care oamenii își pierd identitatea, adică eu în relație cu tine am intrat acum câțiva ani și eu eram bărbatul și tu femeia, dar în timp relația noastră, mâncând compromisuri sau luându-ne cu altele, am uitat tu de principiul tău feminin și eu de principiul meu masculin. Și tocmai acele lucruri din trecut, din, hai să le spun așa, din tinerețe sau din trecut, pot reveni ca să ți-aduci tu bărbat aminte sau tu femeie aminte de principiul căreia, a, 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 asupra căruia tu corespunzi și care ar trebui să fie. Adică, dacă tu erai o femeie minunată și ai uitat asta, o să aibă grijă prietenul tău din liceu să revină în viața ta, să te arate că ești femeie, nu ai uitat adică. Știi ce nu înțeleg eu? Cum acest triunghi amoros uh, oferă stabilitate? Pentru că păi nu este nu un echilibru acolo. Nu e un echilibru pentru. că păi cum să nu ofere stabilitate? Relației trei. Eu am mai zis da, la tine. Da, 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 unul dintre cei da? trei tot este în dezechilibru, defavorizat cumva. Nu e de favorizat, că nu va fi, că, adică te gândești la cine. Păi dacă el este cu alta și ea va fi cu altul. Păi poate ea nu este cu altul, doar el este cu alta și atunci avem trei. Dacă nu 3. e cu altul, găsește. nu e problemă. O să vadă telespectatorii deci că va găsi. Trei susține stabilitatea, indiferent da. de formă. Eu am spus foarte clar, trei este relația afectiv-emoțională. Eu principiul masculin, ea principiul feminin și relația dintre noi. Eu nu pot să te aduc pe tine în lumea mea, că este conflict. Tu nu poți să mă aduci pe mine în lumea ta, că este conflict. Noi doi trebuie să venim cu plus valoare, prin compatibilitate și complementaritate, să aducem relația dintre noi, să fie magică. În momentul când noi nu mai lucrăm în relația aia, când nu mai ne aducem aportul în relația aia și ne uit uităm relația, relația se duce. Nu mai există. Deci există două părți. Un principiu masculin și unul feminin. Dar relația nu mai există, că noi am uitat să o mai întreținem. Noi am uitat să-i aducem, să o încărcăm cu sentimente, cu frumusețe, cu uh -huh. tot ce e magic între noi doi. Și atunci, a, trei ăla trebuie să se manifeste într-un fel. Și multe persoane aleg stabilitatea cu altcineva. Și atunci trei își revine. Zice, ok, este întregat. Și tu stai cu soția, da? care e bună pentru gătit, spălat, mâncat și cu fesul și training ei în cap, așa, ce și te duci la o, amantă, care, dacă ești la început, normal că și -aia trebuie să fie gătită, frumoasă și așa mai departe, da? Și uite cum e stabilitatea. Ei de la ea sarmale și spălatul și de la amantă ei altceva ce îți lipsește. Da? Nu Sau să cred. ea este o femeie superbă, o femeie minunată care n-a uitat de ea și el e ăla care nu, prin singura lui prietenă în telecomanda, atât. Și stă toată ziua. Romeo, v eu nu înțeleg unde e stabilitatea în acest trio amoros. unde e stabilitatea? Pentru cine? Doar pentru el. Da, că pentru... El, el, de exemplu, dacă stă și e prieten cu telecomanda, are o stabilitate. Trei eu, telecomanda și televizor. Da? și fac așa, că el nu se uită la... Doar așa face. Și are un triunghi de stabilitate. Eu, telecomanda, femeia, femeie, telecomanda. Așa. Așa. Și acțiunea relației noastre, adică televizor. Ai o acțiune a relației. Când fac pe butonul nu să schimbă canalul. Deci o acțiune. Și asta e o stabilitate. Deci, ea... pentru doamna care gătește sarmale, unde e stabilitatea? Un... Dacă ea dracă de acasă. Ea e bărbata, da? <laughs> și ea gătește sarmale. Ea cu ala, da? Și cu relația gătitului. Și un triunghi acolo. Eu cu sarmaua mea și cu acțiunea gătitului. Că sarmaua aia nu vine așa. Sarma. Nu, o face acolo, toacă carne. Și pentru cel de-al treilea personaj? Al treilea personaj vine pe lipsă. Dacă în zona asta ea este cu fesu și cu sarmaua și ele cu telecomanda, da? Este posibil cel care s-a săturat mai mult între cei doi de relația asta de, cum să spun, apatică, să găsească pe cineva care să-i completeze. Și atunci e, e ok. Pentru că el în momentul când tu ai pe altcineva, te schimbi. Asta știu doamnele foarte bine. Că el era așa apatic și dintr-o dată se duce la sală, face 50 de flotări pe zi, e frumos, e minunat, o să tunde, se să bărbierește, inter opa, e ce ceva aici, ele s-autosezează imediat. Uh -huh. Pac, e ceva. Da, vor, cât vor rezista astfel de triunghiuri? Păi dacă e an trei de stabilitate, vor rezista. Cel puțin, până la sfârșitul anului, cel mai puțin. Da, Dar da, pot -ai spus rezista că Pe de altă parte rezista. unde există minciună, compromis da, Totul eu, se rupe eu încă dată, aceste, aceste lucruri vin pe un fond disfuncțional uh -huh. Dar am și început Cu zona de relaționare A unui fond extraordinar de bun Adică eu să nu uit despre mine că ești bărbat Tu să nu uiți despre tine că ești femeie Și atunci, iată ce frumos Dacă ne readucem aminte de noi doi Noi putem să re O relație magică în, între noi doi Poate că am uitat Poate stăm amândoi la ecler și am mai tu ai uitat de tine ca femeie, eu am uitat de mine ca bărbat. Hai să facem ceva, să ne salvăm relația. Și ne apucăm amândoi de mână, să alergăm în jurul blocului. Da? Tu ascunzi telecomanda, eu ți ascund oalele și gata. Și am rezolvat. Și putem să ne înfiripăm, dar trebuie doi aici. Deci acest trei, ca să înțelegem, susține relațiile. Susține relațiile foarte mult. Iar acolo unde este dezechilibru vine și rezolvă. Vine și rezolvă pentru că el este o cifră mentală analitică și atunci nu mai merge cu asta. Gata, rezolvăm. Da? Deci aici este minunat de -aia spun eu, indiferent cum s-ar întâmpla, noi glumim aici la emisiune, dar indiferent cum s-ar întâmpla, e bine. E bine. De ce e bine? Pentru că treiul ca și analiză vine și spune stabilitate. Adică nu mai merge să facem compromis. Adică te scoate din zona scoate, de da. confort pentru evoluția da. ta. Și indiferent acest de trei formă. spun vis-a-vis -vis de relații. De ce? Pentru că am spus particularitatea lui 2019 este că suma celor trei cifre de 12. Care este o cifră foarte puternică. Să nu uităm că în, în apus, în, în spate, scuze, la 12 avem 3 de 4, da? Avem 4 de 3. Deci sunt două cifre extrem de puternice, 3 și 4, care efectiv analizează foarte, foarte puternic totul. Hai să vorbim puțin așa despre 2019 și din punct de vedere al carierei, pentru că sunt foarte mulți oameni interesați de această da. zonă, care vor să schimbe jobul, care că și aici sunt foarte multe compromisuri în zona asta. Da. Este un an foarte bun dacă tu, om, vrei să schimbi jobul sau vrei să, să te duci... Sau să -o, deschizi o afacere. să te duci Sau să deschizi o afacere sau să te, să te duci într-o zonă de profesionalism foarte bun, să avansezi, să-ți mărești leafa uh -huh. și așa mai departe. E foarte bine. Dar uh, nu vei fi avansat sau nu-ți va ieși nimic dacă nu ești un bun profesionist. Să nu uităm că 3 este o cifră mentală, să nu uităm că 3 este o cifră analitică și atunci... Toate aceste avansări, toate aceste lucruri care te pot propulsa pe tine omul într-o poziție superioară, va, se va face pe corecte. Da? Deci vorbesc de mediul unde funcționează chestia asta, nu pe nepotisme și asta, ai altceva, nu-i treaba noastră. A. Dar în momentul în care tu ești un bun profesionist la locul tău de muncă, anul acesta ai șansa să fii remarcat sau să te remarci pentru a merge pe o poziție superioară sau pentru a-ți mări leafa, sau pentru a fi văzut ca un bun profesionist. Da? Mai mult decât atât. Dacă tu vrei să deschizi un business da? și ești pregătit, adică nu ți deschizi un business, îmi deschizi covrigi că am văzut că merg covrigi. Nu. Poți să-ți deschizi covrigi dacă ești un om care ești foarte priceput să faci covrigi, și dacă, îți place. dacă îți place să faci covrigi, dacă chiar este o pasiune treaba asta pentru tine. Ei, hey, dacă tu faci treaba asta, poți să deschizi covrigăria ta între 10 covrigării că ți-o să-ți meargă foarte bine. Uh -huh. Dar dacă deschizi un business care nu-ți place pentru că ai auzit că nu iese nimic. Deci intenția din spatele. Da, intenția din spatele acțiunii, da? Deci nu iese nimic absolut deloc și dai faliment nu peste câțiva ani. A, nu anul a, nu deschizi, a, pierzi. Deci trebuie să-ți deschizi un business care să facă sens vis-a-vis -vis de pregătirea ta, de profesionalismul tău în domeniu, da? și atunci vei avea succes. Deci trebuie să facem lucrurile corect și cu pasiune. Corect și cu pasiune și să, să, fii, să fii pregătit în domeniul ăla. Adică nu merge să deschizi o, fabrică, o firmă de tiruri și tu să nai ai care de conducere sau să nu știi cum să gestionezi un astfel de business pe de-o parte sau să nu-ți placă. Deci trebuie să fii pregătit. Pentru orice business ai mare succes anul ăsta să-l deschizi, să-ți meargă la lung. Dacă ești foarte bine pregătit în domeniul respectiv, în care tu vrei să-ți deschizi acel business. Iar în zona celor care sunt angajați, care au uh, uh, un serviciu, dacă sunt buni profesioniști, uh, este bine să acționeze pentru că nu o să-l vadă pe el profesionistul stând degeaba așa și o să vină cineva ca printr-o minună să zică a, tu ești bun profesionist, salut, hai să-ți mărez Nu. El trebuie să facă remarcat, el trebuie să acționeze pentru că treiul este o cifră și a acțiunii, nu este o cifră care stă. Este o cifră dinamică, o, o, o cifră expansionistă și atunci dacă tu ești un bun profesionist la locul tău de muncă, ok, evidențiază-te, arată-te. Bine, acum nu trebuie să șeful la cap că îl tăcă și nu merge așa, dar evidențiază-te, adică să vadă, uite, un implică-te în proiecte, implică-te în mai multe lucruri și vei fi remarcat, cu condiția, încă o dată spun, să fii un bun profesionist, profesionist. în zona respectivă. Da? Deci atât. Dacă nu ești bun profesionist, te remarci și să vede cât de bun profesionist ești. Adică alte... vor fi văzut și ei la alții care sunt plimbă foile. Da? Ce alte provocări ar mai putea aduce uh, 2019? Și am văzut în carieră, am văzut pe relații, am văzut la nivel general. Trebuie să ne gândim la această transformare al 19, da? despre care noi am vorbit la începutul emisiunii. Trebuie să ne gândim că sunt niște ani în spatele a, uh, nostru de până acum și pot Apărea evenimente în acest an care să corespundă unele chiar la fel, ca să spun așa, care să corespundă anilor trecuți. Dacă este o acțiune transformaționalistă, acest an vine și uh, uh, aranjează lucrurile, adică vine și spune gata, hai să vedem ce rămâne și ce nu mai rămâne, ce aruncăm la gunoi și ce rămâne bun în viața noastră de care ne-am putea folosi în anii viitori. Și Aici vine cu anumite evenimente care se remarcă în această paradigmă mentală 1-9, pentru că 1 și 9 sunt două cifre active mentale. Și ani trecuți care se remarcă în această paradigmă. Primul an, ca să zic așa, sau cel mai îndepărtat, hai să folosesc cuvintele astea, cel mai îndepărtat este 2001. Da? Pot apărea evenimente care le-am lăsat în coadă de pește sau care am zis noi că dacă trece timpul se rezolvă sau chestii de genul ăsta încă din 2001. Sunt niște ani în spate care vin să apese apase pe niște butoane ale evenimentelor anul acesta. 2001 și 2010 în prim plan. Da. că trebuie să ne uităm ce am făcut în exact, 2010 exact. Și trebuie să mă uit din toate punctele de vedere. Nu trebuie să mă uit numai în zona relațională sau numai în zona financiară sau numai în zona profesională. Trebuie să mă uit din toate, din toată paleta. Eu nu sunt om numai profesionist. Eu sunt un om care sunt profesionist, care am nevoie de niște bani, care am nevoie de o viață afectivă, emoțională care am o relație cu mine însumi, care am o relație cu familia mea, am o relație cu lumea, cu societatea și așa mai departe. Nu sunt singur. Da? Deci din toate aspectele vieții. Pe unii într-un aspect, pe alții în alt aspect, depinde de la caz la caz. Așa. Deci ăștia în, în, în prim plan vor fi anii 2001 și 2010. Apoi, într-un plan secund sau terț, în funcție de la om la om, da? vor fi și alți ani. Începând din cel mai târziu și până acum, următorul an de la 2001 și până acum va fi 2004. Să ne mai uităm ce a fost și pe acolo, în 2004. Da? Va mai fi un an după 2004 și anume 2007. Și ăla mai are anumite lucruri. După aia 2010. Deci toate lucrurile nerezolvate vin cumva acum. Da. Telespectatorii noștri pot vedea o chestie. Din 3 în 3 ani. 2001 plus 3, 2004 plus 3, 2007 plus 3, 2010 plus 3, 2013 plus 3, 2016. 16. Da? Plus 3. Deci am zis în primă parte, deci în plan primordial 2010, 2001-2010, iar în plan secund sau terț, în funcție de la caz la caz, a cei, ceilalți ani. Pentru că 9 este o cifră transformaționalistă, dar el, acest 9, este prieten cu 3, cu 6. Pentru că cei care studiază numerologia știu că 3, 6, 9 sunt pe același vector al vectorul schimbărilor și obișnuințelor, vectorul transformărilor. Deci e clar că ne vor afecta și aceste cifre. Avem o particularitate al 19, 1, 9 acolo își face prezența, 1, acțiunea, de adică ce fac, acționez și totalul 3 -ul. da? Și aceste cifre vin să spună, toate cifrele sunt mentale. Dar ținând de acțiunea pe un vector transformaționalist, toți anii care corespund lui 3, lui 6 și lui 9, sunt importanți să ni aducem aminte Poate nu sunt toți pentru fiecare Acum nu stau zic, bă nene, ia să -i iau toți ani ăștia Acum să văd ce s-a întâmplat în anul ăsta Nu, dar să mi-aduc aminte Cum mi-aduc aminte? Mi-aduc aminte Dacă nu-mi convine ceva în viața mea Da? Dacă nu-mi convine Băi, de când sunt eu la serviciu ăsta, mă? Și văd că sunt în 2004 Și nu mai îmi convine. Băi, poate că trebuie să schimb ceva uh -huh. Sau De când sunt eu în relația asta? Văd că sunt din anul 2007, să zicem Băi, nu mai convine eu mănânc compromisuri cu polonicul din relația asta. Ce să mai fac? Trebuie să schimb ceva. Nu știu, fiecare trebuie să vadă în funcție de viața lui, în funcție de ce nu-i convine. Nu-mi convine banul, nu-mi convine uh, leafa, uh, serviciu, instituția, nevasta, habarna, ce nu-mi convine. Și trebuie să mă duc în anii ăștia să văd ce s-a întâmplat. Anii ăștia pe care eu i-am spus... Începând în 2001, plus 3, plus 3, plus 3 și așa și mai departe. Și în 2019 departe. e bine să faci aceste schimbări? Și în 2019 este bine să fac aceste schimbări, pentru că e bine asta să fac. Deoarece schimbările se pot face, cum să spun, cu succes. Adică pot să fac, să vreau să fac o schimbare în viața mea, dar asta putea să-mi fie frică, pentru că cel mai tare omului este frică de schimbare, uh -huh. da? Și fac acum, îmi dau demisia de la muncă. Și unde mă duc? Unde mă duc eu? Păi nevastră, dar, și ar, unde? Joad, eu sunt angajat, adică, din 2004, din 2007, din 2001. Și ce fac acum, că eu nu mai... Angajat înseamnă un om angajat pe un an, nu mai mulți. Da? Ca să se gândească uh -huh. omul, așa, așa. Ce fac? Poți să faci ce-ți place. asta e magia anului. Pentru că tu poți să faci ce-ți place. De unde știu eu că pot să fac ce-mi place? Păi n-am zis că o particularitate, în afară de cea a relațiilor, este 12. Acțiune, 1, 2, plăcere. Și acești oameni care uh, au nevoie de aceste schimbări, da, le văd că sunt evidente, trebuie să le facă și le este frică, ce se va întâmpla? Vine Universul și scoate din zona de confort. La unii sau? dintre ei, da, depinde de ce cifră de destin au. Că mai trebuie să mai fie și plicticoși pe lumea asta, nu să fie toți activi. Da? La unii, da, o să vină Universul foarte puternic să să le schimbe direcția. Viața, direcția da, uh -huh. da. În general, cei care au cifră de destin impar. Impară. Impară, da. Am înțeles. Da, la aia vine cu forța. Ce ce faci, mă, domn? Hai, scolarea, trezirea. Deci vrei, nu vrei, da. până la urmă tot... Da, uh... putem să luăm anul ăsta pentru cei cu cifre de destin impare, așa ca un ceas de așteptător. Dacă trăiești în compromis și a mâncat compromisuri ani de zile, îi sună ceasul ăla deșteptător, cum e dimineața mm -hmm. când sună, dar ăla așa cu două de alea lumbe de alea nu, t -t -t, nu de alea de alea cu care sună vedem în desene animate așa sau... Abia aștept, o să da. facem o emisiune și despre 2019 ce pentru, fiecare pentru fiecare cifră, care cifră de destin, de destin da. în cu parte, mare drag. ca să vedem individual așa cam cu cum ne afectează. Da. Da. Cu mare drag, cu mare drag. De deci, ce ei sunt vizați, cei cu cifre de da, destin da. în parte. Da. spunând acum la un mod general, da, ei, pentru că lor vine ceasul deșteptător și gata, alo. Trezire. Dacă ar fi să dăm o definiție așa a lui 2019, cum îl vezi? Un an al schimbărilor, putem spune? Un an al... Da. Acum ori niciodată croiește -ți altă soartă. Deci <laughs> dacă vrei vrem să-i dăm un moto, așa-i dăm. Acum ori niciodată croiește altă soartă. Nu vrei treaba ta că o să-ți alții, din problemă. Da. Este un an în care tu poți să acționezi. Este un an magic în care tu poți să faci ceea ce îți place. Și încă o dată folosesc poate deseori cuvântul a plăcea. Adică oamenii nu trebuie să înțeleagă că noi, anul ăsta este benefic pentru toți. Că pentru cei care nu fac nimic și stau degeaba, nu o să fie benefic. O să fie un alt an de plictiseală din viața lor. Mare și mecherie nu se întâmplă. Dar dacă tu te-ai hotărât, tu vrei, domnule, mie îmi place să fiu pictor, să zicem, da? mai dacă acționezi anul ăsta și îți faci tablourile alea, îți faci expoziție, te interesezi, te duci, poți avea mare succes dacă chiar ai pasiunea ta, chiar ai plăcerea ta, o să vin tablorul pe internet, pe expoziție, găsești tu, acționează. Și dacă ți aia îți place, o să vezi că e magie. Ție îți place să fii inginer la șuruburi. Mai omule, ok, dacă ți-ți place inginer la șuruburi, du-te frate și fă șurubul ăla care să înșurubează deci în direcția acționează. în care îți place. Dar dacă stai așa și zici, A, mie mi-ar plăcea, dar ce să fac e eu greu. acum, e greu ce să fac? Nu, no, nu mai am vârstă, am numai 30 de ani, păi ce mai faci la 30 de ani? Nu mai lasă. m-am îngrășat, nu mai las. E, nu e nicio problemă că universul, ce lasă-mă, nu e nicio problemă. Trei stabilitatea, acolo? da, e acolo, așa, <gânt> nu e problemă. Dar așa nu o să-ți iasă absolut nimic. Deci eu le spun uh, că anul ăsta este minunat, că anul ăsta e plin de oportunități, dar mai a uh, spun și asta, că anul ăsta e trei, format din 1 și 2. Deci dacă tu 1, nu folosești 1, acțiunea și nu-ți place ceea ce faci, nu o să fie mare treabă. O să fie doar un an care o să mai treacă în calendar, faceți așa cu X. Ai. Care ar fi sfatul numerologului pentru 2019? Sfatul numerologului uh -huh. pentru 2019? Eu cred că sfatul meu ar fi așa nenumerologic, să stăm strâm, să judecăm drept și să acționăm să nu uităm că acțiunea este un um, lucru pe care toți oamenii ar trebui să ne însușim. Să acționăm cum ne place. Cred că asta ar fi minunat. Să nu mai mâncăm compromisuri. Să mergem înainte. Pentru că toți oamenii merită să fie fericiți. Absolut toți oamenii merită să fie fericiți. Anul ăsta poți să acționezi în sensul plăcerilor tale, frumuseților tale, uh, fericirii tale. Poți să acționezi și să reușești. De anul viitor, timp de 9 ani, uh. O știți, să vorbim la O să vorbim, da. da. Eu îți mulțumesc <laughs> că tare mult pentru toate aceste drag. informații și sfaturi pe care ni le-ai dat. Să ai un an cu acțiuni așa cum îți place. Mulțumesc, nu poți Dana, tot. și tu la fel să mergem <laughs> cu acțiuni în plăcere, ca să spun așa. Și toată lumea să fie fericită. Da. Domnilor și domnilor, încheiem discuția aici. Sunt Dana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un an așa cum îl visați pe curând.